Salut, prieteni ai basketului! Bine v-am găsit la Supano, episodul 2, cu Andrei, Gav și Florin. Salutare! Astăzi o să începem așa, o să intrăm mai repede în pâine decât data trecută. Data trecută am vorbit despre conferința de Est și ce s-a mai întâmplat acolo. Astăzi o să ne concentrăm pe conferința de Vest. Ziceam noi, Florin, data trecută că Estul e slab. E slab. S-a mai întâlnit ce-i drept, dar tot rămâne față de Vest slab. Și aici avem mai mult de discutat, sunt mai multe echipe interesante. Când am început să le punem pe hârtie, am cam umplut hârtia. Dar să le luăm așa, în oarecum în ordine. Trebuie să vorbim mai întâi de Spurs, campioana NBA-ului, care nu încetează să ne uimească de la an la an și reușește mereu să... În principiu, prin faptul că mai sunt în stare să joace basket. Tim Duncan are deja 39 de ani, Ginobili are 37 de ani și s-a dat un... toți pereții, toată viața lui. Da, deci oamenii ăștia, modul în care supraviețuiesc, în primul rând, e un lucru de invitat lauda și dincolo de asta reușesc să-și câștige, ceea ce e mai mult decât impresionant. Și anul ăsta, cred că iar va fi un an bun pentru Spurs. Da, Tony Parker la 31 de ani e tineret acolo. Da, deci au extins foarte, foarte mult în jurul unui nucleu care l-au de ceva timp. O perioadă de relevanță care acum e în al nu știu câtele an, al 15-lea an, cred că sau așa, de când a venit Duncan, de când a fost draftat Duncan în 98, cred că a fost. De atunci, practic, echipa e relevantă la cel mai înalt nivel și continuă, fiind campion acum. Da. Au în continuare și oameni tine, adică pe lângă ăștia bătrâni de care povestim noi, mai e un Danny Green, mai e un Kawhi Leonard, oamenii au construit. Și e deștept managementul, în primul rând, pentru modul în care își construiesc echipa și în continuare draftează oameni din state. Spursul e pentru mine exemplu de echipă care știe să construiască prin draft. Draftul, pentru cei care nu știu ce e draftul, este sistemul prin care vin jucători noi în NBA, se face un clasament cu cei mai buni jucători. Se face o loterie în care echipele cel mai prost clasate au cele mai multe șanse să prindă jucătorii cei mai buni și prin loteria asta se stabilește ordinea în care echipele poate să aleagă jucătorii și jucătorii sunt aleși. Da, bine, numai că, vezi tu, Spurs n-au construit prin draft în sensul că au prins o grămadă de picuri bune și au luat cei mai buni jucători în fiecare an. Da, L-au luat pe Ginobili cu aproape ultimul pic în anul în care a fost luat el, pe Parker l-au luat pe locul 15-16, adică oamenii fac scouting-ul și au niște jucători de valoare foarte bună într-o poziție. Da, în sensul ăsta de alegerea jucătorilor din da, bine. Studiu foarte aprofundat. Dacă ei sunt buni, nu prea prind locuri bune în draft. Da, oricum aș vrea să nu pară, mă rog, cred că par mai puțin entuziasmat decât sunt, de cât de buni sunt și cât de departe aș vrea să meargă anul ăsta. În principiu, până când se repun Boston pe picioare și o să am o echipă cu care să țin, eu țin cu bătrânei ăștia, că The Walking Dead, care mătură prin NBA. Dacă le țin roțile anul ăsta și nu se defectează niciuna din piesele principale, cred că Popovici poate să pună iarăși o echipă care se bate la campionat. Da, și eu zic la fel, dar cu siguranță dacă reușesc să fie toți sănătoși și să prindă să joace, Popovici sigur o să-i menajeze pe ăștia bătrâni și nu văd de ce n-ar ajunge iar acolo, dacă rămân sănătoși. Eu cred că asta a fost și marele avantaj în finală, față de finala de anul trecut cu Heat. Yeah. În prima finală au avut Ginobili accidentat, Parker accidentat. Acum a fost doar Parker un pic, Ginobili a fost foarte bun și s-a văzut. A fost top Heat. Da, și în finala de anul ăsta, pe de altă parte, LeBron a avut un meci sau chiar două, a avut ceva probleme, a avut... Da. Spasmele musculare. În primul meci. A fost chiar invers, oarecum, față de... Celebrul meci cu care a cedat instalația de aer condiționat. Da. Ce drept, da, a fost o chestie
Mai ești din comun, da. Mai ești din comun. Ok, Spurs au mai făcut o chestie oarecum istorică, să zicem. Nu oarecum, chiar istorică. Chiar istorică. Au prima femeie antrenor, chiar antrenor secund din istoria NBA-ului, prima dată când o femeie se află într-o poziție de nivelul ăsta al NBA. Becky Hammon o cheamă. Știm ceva despre ea? Că e veterană din WNBA, din Liga Femeilor, că e una din cele mai bune jucătoare de basket din istoria WNBA-ului, se retrage anul ăsta și... Abia acum și-a terminat cariera? Da, vara asta. Avea niște că a terminat de vreo 2 ani sau așa. Nu. Femeia s-a accidentat acum vreo 2 ani. O accidentare din asta care te ține în parte de terenul sezon. Timp în care s-a dus la Greg Popovich și a zis dacă tot sunt la echipa din San Antonio de femei, da. Așa, aș vrea să particip și eu pe la voi la antrenamente. A participat, pare că a zis niște chestii deștepte pe acolo și s-a ales un job la finalul carierei. Da. Ea a jucat coordonator de joc. În general, coordonatorii de joc au un pic altă înțelegere, știu schemele de joc mai bine dacă ei coordonează jocul. Am văzut niște filmări cu ea, niște fazele mai spectaculoase, o să zic că chiar mai impresionat. Da, nu știu cât... O jucătoare chiar bună. Nu știu cât asta se translatează neapărat la... De exemplu, Hakeem Olajuwon nu poate să-i învețe ce mișcări făcea el în teren pe de Dwight Howard. Poate doar să-i învețe fundamentele jocului și apoi fiecare își creează propriul stil de mișcări. Dar cum, la capitolul tactic, da, cum zic americanii, basketball IQ. Are din belșug și nu cred că organizația are doar de profitat. Oricum, montări interesante și la capitolul coaching la Spurs. Au adus un antrenor din Liga Europeană, își încearcă să-și reinventeze stilul de joc, că pe măsură ce îmbătrânesc Albert Tim Duncan și compania, să vină cu niște mișcări de echipă care să-i pună într-o poziție sprijină. Deci, una peste alta. Gaf, tu ce zici, o vezi pe Becky Hammon acolo în vestiar, explicându-le lui Parker și lui... Eu cred că e obișnuită cu rigorile și cu competiția, pentru că și liga lor, a femeilor din America, cred că e construită pe același principii ca și NBA-ul și există acel drive care... Eu mă gândesc că și Spurs e oarecum locul ideal în care să fi venit, pentru că Spurs e zărănuit pentru disciplina lor. Niciodată nu au scandaluri, nu au probleme, da. Și acolo mână de fier, el face... Și e o grupare foarte internațională, a fost dintotdeauna, și foarte ca jucători și ca... Din toată lumea, un mediu... Deci de urmărit, tot sezonul, tot sperăm. Într-adevăr, Spurs de urmărit. Ei mereu sunt așa, nu sunt în... Acolo, in the spotlight, nu sunt cei mai vizați de mass media sau așa, dar mereu ajung. Va fi interesant de văzut dacă o să reușească anul ăsta să-și apere titlul, ceea ce n-au reușit niciodată până acum, deși au câștigat deja de 5 ori. Da, ar fi, 5. Ar fi 5. Un lucru frumos, așa, ar fi așa cireașa de tot pentru Ginobili și Parker și Duncan. O să vedem. Care probabil oricum, dacă și Ginobili se retrag la sfârșitul sezonului, deci chiar ar fi... O ieșire așa, în glorie. Asta dacă ne opresc echipele de OKC și tineretul de la Clippers. Da, Andrei. Da. E chiar... Da, episodul trecut ați aflat că Gaf e fan Lakers, declarat. Florin e fan Boston mai discret acum, că nu prea are despre ce să vorbim. Uite, e verde. Da, e verde. Eu sunt fan Oklahoma Thunder. Oklahoma nu a făcut mari mișcări în vara asta, poate nici n-aveau mare nevoie, n-ar fi stricat. L-au adus pe Anthony Morrow, a adus un shooter de la 3 puncte, care e ok și aveau nevoie de asta. Specialist. Au adus un specialist, ceea ce e bine, altfel Durant Westbrook și-a revenit după accidentarea serioasă care au tora genunchi, a jucat bine pe finalul sezonului, mă aștept să ajungă iar departe. Na, să vedem ce mai fac ăștia mai mici, Reggie Jackson. Mi se pare că la ei rămâne problema asta, cine o să fie al treilea om.
Pentru că nu poți să câștigi doar cu Westbrook și cu Durant. Oricât de bune ar fi, oricât de 33-34 de puncte de Durant în meci, oricât de 29-30 și eu. Astea împreună se adună la vreo 60 ceva și trebuie să dai peste 100. Sezonul trecut, acel jucător tind să cred că a fost Ibaka și cred că el va fi cel care va fi împins înainte. Aici poate o problemă și un pic ghinion, că Ibaka a fost accidentat pe finalul play-off-ului și s-a simțit lucrul ăsta destul de mult. Da. Și a revenit cam târziu, prea târziu și cred că și lucrul ăsta a contat până la urmă. Jucătorii tineri au crescut în general, Reggie Jackson și cu Jeremy Lamb au crescut. Pivot, da, Steven Adams. Că și pe pivot erau destul de deficitari. Și asta Perkins cam început să intre pe finalul carierei și nu prea mai... Oricum el ofensiv nu prea conta. Da. Și mai înțelege. Da. Steven Adams a fost o alegere foarte bună. Oklahoma e în continuare echipă tânără. Jucătorii că sunt pe pantă ascendentă, încă sunt în creștere. Nu văd de ce n-ar merge mai bine la anul următor. Pe mine, ca fan, OKC mă frustrează un pic că echipa e foarte limitată, adică nu își permite să treacă de limita de buget. E un oraș mic, vin tornadele des pe acolo și le iau tot. Și da, sunt un pic frustrat din cauza asta. Contractele de televiziune nu sunt cele mai geniale, nu sunt învăță atât de mulți bani. Deci oamenii se limitează la cât le permite limita de buget. Da, au făcut o treabă excelentă acolo, Sam Presti, managerul, iarăși, echipă construită bine, foarte bine gestionate drafturile, fiecare an au reușit să ridice câte un jucător. Da. E pe drumul cel bun și de ce nu, poate anul ăsta, în sfârșit, câștigă un titlu. O să vedem. Cum spuneai tu, depinde ce fac tăi amici. Da, concurența în vest e mare, sunt multe echipe bune, sunt Clippers și sunt Houston, sunt Golden State, sunt multe echipe care s-au întâlnit anul ăsta. Pe Clippers, în primul rând, cred că merită o distinție. Nu sunt în restul plutonului, nu clar acolo. Adică ei au pierdut în semifinal anul ăsta, dar e echipă care, dincolo de faptul că e foarte talentată, e și matură, au un antrenor bun. Acum că au și un nou patron, domnul Ballmer, ex-Microsoft, puțin agitat, dacă v-ați uitat pe YouTube, așa, care a plătit 2 miliarde pe echipa aia și cred că... Mi s-a părut fabulos, deci s-a ajuns la valoarea echipului, a ajuns la niște chestii. 2 miliarde de dolari și o să vrea să vadă return on investment acolo, adică nu cred că au o fereastră foarte mare în care să demonstreze că sunt o echipă care se bate la titlu. Și o să tragă tare anul ăsta și au cu ce? Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Jamal Crawford, care în fiecare an e candidat la 6-lea om și oricând poate să explodeze, să dea 30 de puncte din postura de rezervă. JJ Redick este shooting guardul lor, titular, care e un jucător excelent și care face și faza defensivă foarte serios. Știi ce mi se pare interesant până acum? În afară de Thunder, care sunt spectaculoși prin definiție, celelalte două echipe mari din vest nu sunt foarte spectaculoase. Deși la Clippers li se mai zice Lob City, oamenii se mișcă bine în atacuri poziționale, half court. Cred că aici și antrenorul Clippers l-au pe Doc Rivers, care e iarăși top 3-4 antrenori din NBA. Da, cu valențe foarte mari pe partea defensivă. Are tripluri, are o grămadă de experiență și un foarte respectat de jucători. Chris Paul. El și cu Parker ar trebui să fie. Pentru primul loc ca și coordonator de joc. Da. La lucrare cu cine? Cu Parker. Parker. Cu Tony Parker. Chris Paul dă... și Westbrook, dar... Chris Paul a dat anul trecut 17-18 puncte pe meci, Tony Parker a dat 16. Chris Paul a dat 11 pase decisive pe meci, Tony Parker a dat 6. Unde-i bătaia? E vorba și de ceea ce aduce echipei. Așa. Și mi se pare că jocul lui Tony Parker e absolut de neînlocuit pentru Spurs. Penetrările lui duc tot timpul la kick-out-urile pentru care și-au luat atâți aruncători de trei buni.
mă rog, nu știu ce să zic, dacă te uiți la cifrele individuale, mi se pare că... Și mi se pare, scuze-mă că te întrerup, mi se pare că Chris Paul în finala cu OKC au fost câteva meciuri unde n-a jucat bine deloc și a avut turnover-uri în momente critice ale meciului. Dacă vă aduceți aminte, în semifinala din vest de anul ăsta, a avut în meciul 6, cred, 3 secvențe în care a pierdut mingea în atac și a dus la întoarcerea partidei. Victoria lui OKC. Da. Au fost câteva faze. E un jucător extraordinar, să nu ne înțelegem greșit, dar are momente în care nu e la fel de bun cum e majoritatea timpului și ies foarte tare în evidență acele momente. E campion. E deja campion și asta pentru mine contează foarte mult. Și Tony Parker a avut meciuri proaste sau momente proaste, numai că în sistemul lui Spurs, în care nimeni nu are o importanță mult prea mare, mai ușor de corectat. Poate Clippers s-au depins un pic prea tare de Paul și atunci și greșelile lui se văd mai tare în momentele astea critice. Da, ce drept, presiunea pe Paul e mai mare acolo decât pe Tony Parker. Oricum, minutele jucate și... Un om care dă 11 pase decisive pe meci e facilitator în sens clasic, nu e unul din conducătorii de joc ăștia moderni care dau 20 de puncte și 5 pase pe meci. Mi se pare că e o valoare mult mai mare pe care o aduce unei echipe, na, mai ales în play-off când se joacă mai încet, când se pune mai mare accent pe combinații, pe creat o schemă de joc, nu neapărat pe alergat de la un panou la celălalt. Oricum, Clippers sunt o echipă de urmări și spectacol Blake Griffin, DeAndre Jordan, suntem buni. Da. Antrenor bun, sistem de joc bun. Un patron care va duce mai multă patron liniște. Un patron de bani cu tot Microsoft în spate acolo. Da. Cu pensia de la Microsoft. Pensia de la Microsoft. Da, o să fie interesant. E probabil că echipa numărul 3 din vest. Da, e echipa. Putem să spunem. E echipa numărul 3. Bine, dar dacă stăm și ne gândim așa în vest, sunt top locuri în play-off și cred că iarăși o să fie anul ăsta 10-11 echipe care se bată pentru alea 8 locuri. Cred că 12-13. 12, eu aș spune că 12 echipe. Da. Să ne gândim acum la cine... Golden State, în primul rând. Bine, Golden State. Care e o echipă foarte interesantă. O echipă care atacă foarte bine, care are un backcourt strălucit cu Curry și cu Klay Thompson, care probabil... Na, care a reușit să-și păstreze de anul trecut nucleul. Era cu picii să aducă și pe Kevin Love, dar... Tentația să joace cu LeBron cred că a fost prea mare. Da. Na, și care cred că la fel o să facă o figură bună anul ăsta. Au un antrenor nou. Ceva nu trebuie, mai... Nu, în principiu și-au păstrat jucătorii, da. A schimbat antrenor. A venit Steve Kerr. Da. Care e unul din preferații mei, care mie chiar îmi plăcea. Și la Phoenix. La Phoenix a fost manager, cred, General manager, dar a făcut treaba. Da. Ce interesant e că Steve Kerr, care a jucat și pentru Phil Jackson și pentru Greg Popovich, o să vină, deja a declarat că vrea să vină cu un sistem din ăsta în care să fie mai combinativ. Da. Golden State a fost anul trecut printre codașele în materie de pase schimbate până ajung să arunce. Nu de atâta, dar de dea mingea locării și se rezolva. Da. Așa, rapid fază. Da. Dar, cum am văzut de la Spurs, rețeta pentru victorie pare să fie puțin alta și cred că Kerr asta o să încerce să implementeze. Un sistem a la Spurs în care se pasează, în care vor să profite de faptul că au jucători buni la toate pozițiile, în sens. Și cred că o să fie cel puțin interesant de văzut. Golden State a fost în top 5 sau chiar locul 5 ca și defensiva anul trecut și da. E ok, un detaliu care nu... Iguodala, Thompson care... Da, Iguodala e ajutat. Și Thompson la fel, e un jucător înalt pentru poziția lui și se apără extraordinar. Și dacă e sănătos tot sezonul. Da. Ceea ce l-a lipsit în play-off. Sarkar simțit aici lipsa lui Boba, lipsa lui Pivot, ok, Sarkar simțit. Da. Da, dacă Pivot e ok, poate să ajungă și el destul de departe. Da. Nu-i văd neapărat câștigând de vestul, dar... poate să se bată acolo la primele locuri. Da, interesant de văzut. Depinde foarte mult câți o să ajungă sănătoși la sfârșit și care o să fie dinamica, cine cu cine. Pentru că, uite, în vest ai văzut că sunt match-up-uri.
OKC, dacă cade cu Grizzlies în play-off, suferă. Are o problemă din definiție. Anul trecut, viitorii foști campioni, cum vreți să le spuneți, Spurs, au jucat 7 meciuri și de-abia au trecut de Mavericks în prima rundă. Da. Și da, sunt o echipă, o să discutăm și despre care nu sunt de neglijat. Da. Cred că o să fie o surpriză. E o echipă construită așa din diverse părți care niciuna în ansamblu nu este strălucită. Așa, poate Dirk, da, Dirk e pe final de carieră, dar cumva se potrivesc bine. Ca și anul trecut și anul ăsta au o echipă care e puternică la toate pozițiile, care cred că o să joace bine. Au un antrenor foarte bun. E în top 3. Da. Și care chiar își dorește să fie acolo, am observat. I-au dat destul de mulți bani. Mi s-a părut un pic cam mult, dar bine și patronul de la Memphis e pozitiv la ce. Da. Și Andrei nu cred și să nu... ne miliardare. Da. Și permite. Bine, asta de la Dallas e mai excentric, așa e mai ca un boi așa. Și să nu uităm că Parsons e un jucător care a dat 10 coșuri de 3 puncte într-un half, într-o jumătate de meci. Da, anul trecut. Dar cred că face treabă. Face treabă. Ponta Ellis, care dă o grămadă de puncte. Da, mai greu cu apărarea ta. Da. La coordonator de joc, acum am impresia că acolo au doi veterani. Da, o echipă interesantă.